astăzi, în acest episod, mama strictă l-a ignorat pe Dark Souls 2012 pe timp de 24 de ore și s-au aflat niște chestii cu adevărat șocante. Spre final, Dark Souls n-a mai rezistat, așa că a făcut o mare nenorocire. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Încă o dimineață în care eu o să-l trolez pe Dark Souls 2012 ca mama lui strictă. M-am costumat, o să trebuiască să-mi pun și vocea și oare vă întrebați ce vom face astăzi? Ei bine, mai știți când eu și cu Dark Souls practic mamei lui, de fapt mamei lui adevărate, i-am făcut o fără să ca și cum am ignorat-o toată ziua. Ei bine, astăzi vreau să facem ca și cum mama strictă și-a revanșa, dar sunt eu și Dark Souls nu știe asta. Ce e și mai interesant. Chiar sunt curios cum o să stea cu nervii, pentru că până la urmă îl ignoră maică-sa, nu e cu mine sau ceva. Știți că maică-sa îl certă și toate astea, probabil n-ar trebui să miște Dark Souls așa în fața mamei lui și chiar sunt curios ce reacție să aibă și astea. Este ora 7 dimineața, după cum puteți vedea, este cerul senin afară, este totul bine, arată interesant, chiar e ok, e o vreme ok. Vreau să mă duc acum, de fapt, nu știu unde să mă duc, trebuie să mă costumez, practic să mă fac și cu vocea, să bag vocea mamei stricte, să o folosesc. O să mă duc la Dark Souls pe sus, dar să vedem cum începe ziua, că trebuie să mă... Cred că m-aș duce ca și cum că vreau să-l stric pe Dark Souls, mă duc la el în cameră și Dark Souls nu-l bag în seamă, dacă el tot e la el în cameră, nu-l bag în seamă ca și cum el nu există și asta, eu nu-l văd cum ar veni și toate astea, ca și cum el de fapt a dispărut și nu o să vreau să-l bag în seamă și vreau să văd ce reacție să aibă, cum o să creadă Dark Souls, ce o să creadă că se întâmplă când îl ignori și toate astea. Hai, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla asta și ce far să vreți să mai facem acum. Hai să ne punem vocea și să înceapă ziua în care îl trolăm pe Dark Souls. Bun, gata, acum o să închid ușa, totul este perfect, ne-am pus vocea, am făcut totul să fie perfect. Acum mergem la Dark Souls, vreau să-l ignorăm toată ziua, să vedem ce facem, ce în partea asta, să vedem. Ok, tăiem-o să văd ce facem asta, că vreau și eu să merg la masă și toată. Dar Sel, unde? Dar Sel, unde ești? Dar Sel, mamă, unde ești? Dar Sel, ești la plouă, unde ești? Dar Sel, ești la ba, iar la calculator, lasă, să vezi ce-i fac eu acum, că nu mai supăr, bă, copilul ăsta, mă, Dar Sel, iar ești la calculator, Dar Sel, mă, Dar Sel, unde ești? Mami, nebună, mami, mă fiante, mami, mă fame, mami, deci dacă ești la baie și nu mă bagi în seama, Dark Souls, Dark Souls, mami, la burger, mami, de burger. Doamne, unde s-a dus, mă, copilul? A, uitați-vă puțin, bă, frate, nu mai suport așa ceva. Uitați-vă la copilul ăsta ce mi-a făcut. Dacă o să afle taică să dă cum a spart el aici geamul ăsta, nu mai am niciun cuvânt să zic. Hai că mă duc eu acum să... Da, mă duc și acum să mănânc, să fac alea. Mă, uitați, spart ce s-a tot, bă, dar e prost rândul tău, Doamne, o să fie în haos. Ok, ia să mă duc acum. Dar, bă, dar Sere, dacă... Dar Sere, ești afară? Dar Sere, bine, dar Sere, ia să mănânc burger singură. Dacă nu, tu nu vii, dar Sere, o să pierzi burger. Eu o pun acum, ia și eu burger de aici din frigider foarte frumos. Deschid frigiderul, iau și eu niște burger foarte frumos. Gata, am luat burger, acum mă duc frumos la masă, mănânc burger. Și acum hai să vedem ce putem să facem. Mamă, mă gândeam, bă, dacă tu nu-i Dark Souls aici, mă gândeam că poate vine acasă și vreau să-i scuip un burger și să-i fac o farsă, că el nu știe practic. O să fie totul foarte frumos, chiar abia aștept. Dar Sel, mama, unde ești? Dar Sel. Mami, ia stai-mă puțin, dacă mă duc în parte. Ok, mașina este acasă, dar nu știu de restul, că știu cum aveam motocicletă. Păi unde s-a dus ăsta? Dar Sel, vin odată. Dar Sel, îți dau burger. Dar Sel, dacă vin 3, 2, 1. Dar Sel, mai 3 secunde, dacă nu vrei să vii la mine, îți dau burger. Dar Sel, unde ești? Mă, unde-i, mă, copilul ăsta? Mă, ce se întâmplă? Și ce? Doamne, Dar Sel, te-am auzit cumva, mama? Dar Sel, unde ești? Dar Sel, ia lapte! Dar Sel, unde ești? Mă, ce cu lapte ăsta? Lapte, mă, ce cu laptele ăsta? What? Ok, ești foarte ciudat. Dar Sel, te-am auzit, unde ești, mamă? Dar Sel, unde ești? Dar Sel, mă, ce apare? Mami, mă, ce? Dar Sel, iar mă trolez, Dar Sel, nu mai suport. Deja nu te mai suport, Dar Sel, iar îmi faci ca și cum ești fantomă, nu te mai suport, copile, Doamne, Dar Sel, nu te mai suport, Dar Sel, cred că o să intru mă baci în pământ, Dar Sel, nu. Dar Sel, dacă nu îți revii, dacă mai trolezi așa, îl chem pe taică-to să vină să-ți dea o mamă de bătaie, că deja nu se mai poate cu tine. Ce mai pui aici, Dar Sel, arată-te, unde ești, copile, știi ce fa, nu o să te mai bag în seamă, ok? Nu vreau să... Mami, mi-e foame. Dar Sel, să vede că nici la școală n-ai mai fost, Dar Sel, acum trebuie să... Dar Sel, vinos, arată-te că vreau să te văd, trebuie să te duc direct la școală, Dar Sel, nu te mai suport, Dar Sel, o să sunt pe... Da, ok, gata, hai să sun și eu pe doamna diriginta lui Dar Sel, ca să vedem, Dar Sel, eu sunt pe diriginta ta, să vedem cum stă treaba, că tu nu știi nici să scrii, nu n-ai fost la școală, nu vrei să te duci nici la școală și mai îți merde și de prostii din acestea, mă, ce tu scrii, mă, copil, unde plecam,
Bă, hai că e prost copilul ăsta, pe bune. Bun, în momentul de față nu o să vreau să-l mai înnerpe, dar să vreau să-l bag așa puțin în seamă, să creadă faptul că-l văd și așa, pentru că vreau să mă duc eu să vină după mine, practic o să mă duc undeva la restaurant, cred că mă duc primul, mă duc și prin parc, mă duc prin toate locurile astea, vreau să fac așa o plimbare și dar să-l află la el la calculator, hai să vedem ce face aici, frate, că nu înțeleg, adică uitați-vă puțin, ia ce face. Am câștigat, mă, bravo! Așa, dar Răsel, ți-am dat eu voie să te joci pe calculator, mi-ai cerut mie permisiunea cumva ca să te joci tu pe calculator. Hai să ne jucăm tenis aici, dar Răsel, ia de-i trei! Ok, gata, nu mai sunt. Așa, dar Răsel, ce tot faci, dar Răsel? Poți să-mi spui și mie ce ai făcut astăzi? De ce te joci așa cu mine, dar Răsel, îți bagi joc de mine, adică pe bune? Vrei să-l chem pe taică tu aici să vină acasă din nou? Da, cum adică, mame, că fie antenă, eu eram aici și tu pe mine mai iată, așa că mă supăra pe tine, pa! Ce să fac? Doamne, bă, ok, frate, ok. Acum hai să mă duc, Darcel, unde te duci, Darcel, mai că vină înapoi că vreau să vorbesc ceva cu tine. Vino, stai puțin că vreau să vorbesc ceva cu tine. A, lasă că eu mă duc eu în parcul ăla de distracție, mă duc eu pe la mall, Darcel, dacă vrei să vii bine, dacă nu, nu. Păi, ce să mai stai, mă, de copilul ăsta, că e prea fraier așa de fel. Mamă, ok, să sperăm totuși că vine. Ok, mi se pare, să hai să urcăm aici. Și dacă acum trebuie să înceapă ignoratul, nu vreau să-l mai, adică nu vreau să-l mai, așa, Darcel, ți-am zis să vii. Darcel, bine, dacă nu mai vii, Darcel, doamne, bă, ce, am lăsat ușile deschise, mă, frate, la casă, doamne, bă, da, ce s-a întâmplat, doamne, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ușa aia, dar în fine, hai să mă duc acum repede în oraș, în partea asta, dacă copilul ăsta nu vrea să vină, na, ce, mi-are de pierdut, nu mai, deja nu mai suport, deci nu mai știu să mai vorbesc, așa, mă, frate, mama, dar mă duc pe aici, uitați, mă, ce-mi place mie barajul ăsta, este cel mai șmecher baraj pe care eu l-am văzut, pentru că barajul ăsta, practic, dar nu știu de unde dă ușa drumul la baraj să curgă apa și toate astea, chiar super tare barajul ăsta, da? În fine, hai să vedem pe unde putem să mergem în partea asta. Aș vrea să mă duc și eu pe undeva, pe la, vreau să mă duc. Ok, deci pe aici este terenul de fotbal. Nu-mi place mie fotbalul, totuși cred că l-aș și chema aici pe Darusel să se împrietenească cu Rafael. Din nou să vine cu Rafael, că vreau să-l dau afară pe Darusel din... Păi când ești mă ăsta din mașină? Vreau să-l dau afară pe Darusel din casa mea, adică pe bune. Ia mă, ce se mai află aici? Păi știu că aici era ceva șbecher, mamă, că mă ducea cu Darusel aici, mă duc eu aminte. A, dar nu mai e scaunul ăla, mă, frate, a rămas atunci. Ok. Da, mamă, cum arată ăsta aici? Păi, dar Răsel ăsta nu înțeleg de ce nu vrea să vină, dar e prost că nu vrea să vină. Mami, acum mă duc foarte frumos, mă duc înapoi la restaurant, că dar Răsel n-am ce să mai fac cu copilul ăsta, deja nu-l mai suport. Ok, aici, doamne, cine își lasă mașina așa în drumul, frate, că nu înțeleg ce e cu... Ok, doamne, nici n-am lăpă unde să mai trec, doamne, frate, ok, trebuie să urc pe toate astea, mă, cine își lasă ușile așa că... Doamne, nu mai suport absolut nimic, ia unde să mă duc. Cred că mă duc la... N-am chef de mall, hai că mă duc și eu la bowling, vreau să... Mă, cine lasă și asta? Mă, ce-i cu orașul ăsta plin de nebun, mă, frate, ok, îl știam pe Darcel chiar așa de nebun, dar ce-i cu orașul ăsta că sunt numai nebun pe aici, adică noi nu mai fim așa de nebun. Bună ziua, salut, acum vrea să mă duc și pe la bowling, foarte frumos, intrăm pe aici, bună ziua, vreau și să mă joc bowling, ia mă să vedem, punem asta, 3, 2, 1, hai să vedem, stres, aaa, mă rămas 3, bă, dar n-am așa cu cine să mă joc, dacă Darcel nu vrea să vină după mine, copilul ăsta e prea prost, nu-l înțeleg, deja nu-l mai suport pe copilul ăsta, e un copil foarte nesimțit, el nu vrea să petreacă timp cu maică sau el vrea să petreacă timp numai cu cine vrea el, cu nimeni, adică, da, dar însă l-am văzut ieri, parcă a vrut să, acum câteva zile a vrut să se ducă cu, a vrut să se ducă cu o fată la, doamne, deci l-am și urmărit pe Darcel când s-a dus cu fata aia, bă, nu știe, mă, fiul meu să se comporte cu o fată, abar n-are, sincer, l-am urmărit, prost a fost, deci mi-e rușine cu ce fiu am, el nu știe absolut deloc, eu acum mă joc foarte frumos aici, dar ce nu mai suport, trebuie să-mi iau gură de aer, că deja nu mai suport, mă, copilul ăsta, eu nu mai suport pe copilul ăsta al meu, pe bune, gata, nu mai suport deloc. Mami, dau să aici, mami, fii atâta, mami, rândul meu, rândul meu. Să dau așa, mă, ce se întâmplă cu mingea asta, ce se schimbă? Bă, cine că, ce se întâmplă cu mingea asta, a făcut aici automat, dar nu, că eu mă joc singur aici, mă joc singur, nu mă mai joc cu altceva. Bă, ce se întâmplă, ok, nu mai am chef de bowling-ul ăsta, am înțeles, nu mai am chef de bowling. Hai să mă duc așa în partea asta, hockey ăsta, mă, cu cine să mă joc, ia, mă joc singur, așa, ok, mă joc cu bătă și cu ăsta. Darcel, ce cauți? Când ai venit? De ce n-ai venit după mine? Doamne, mami, chiar acum
tine și chiar... Ia, stai. Așa, mami, dar tu ți-ai la pastilele. Cum adică, doamne, dar să le... Joacă-te cu mine aici, dar să le... Deja nu mai suport, ești ca singura acolo, nu te mai suport, dar să ai 3, 2, fii atent, dar să le... Dacă dai gol, dar să le... Nu mai pup burger în viața ta, dar să le... Deja nu te mai suport, copile, că îți bat joc de mine în ultimul hal, dar să le... Nu te mai suport absolut, bă, dar să le... Dar să... Ia, fraiera, câștigare, gata, pa, ok, deja nu mai suport pe copilul ăsta, bă, frate, dar nu știu, am văzut cât... Mami, ce mă, Darăsele, ce ești așa? Domnule, Darăsele, bă, Darăsele, ai văzut că este un teren de fotbal în orașul nostru? Da, unde? Bă, da, nu mă interesează, Darăsele, ok, bă, frate, uitați, hai că am fost, da, bă, ați văzut faptul că dar... Ok, Darăsele, stai puțin pe la... Ok, Darăsele, ai răbdare, așa, mă, Darăsele, hai, du-te unde vrei tu, ia stai puțin, Darăsele, stai puțin, că mi-am adus aminte de ceva, coboară-te jos aici, Darăsele, coboară jos, lasă mașina, dă-o aici, Darăsele, și fii atent, ia vină tu cu mine, că avem ceva de discutat, Darăsele, fii atent, că avem ceva de discutat, Darăsele, unde fugi, Darăsele, vino aici, dacă nu, am curs, Darăsele, uite, am burger pentru tine, Darăsele, nu fie simțit, vino după mine, Darăsele, avem ceva de discutat, vino repede, că avem ceva urgent de discutat, Darăsele. Mami, dă burgeri prima oară. Păi, Darăsele, fii atent, că mi-am adus ceva aminte, mami, Darăsele, măi, mamă, Darăsele, mamă, de câte ori să spun, de ce, doamne, Darăsele, de ce nu mai treci până la școală, că astăzi când mă ignora, de fapt când mă trollai, Darăsele, din nou cu invizibilitate și puneai sign-urile alea în care scriai, ai scris că ți-e frică și scris mie legat și frucă sau nu mai știu ce ai scris, Darăsele, așa te-am învățat pe tine, așa te-am învățat să vorbești, tu nu știi să vorbești limba ta, Darăsele, limba ta maternă, Darăsele, nu știi să vorbești limba. Limba ta, mami, fii amnă, la prima rând, Darăsele, îți dau doi la final, Darăsele, acum hai să mergem la școală. Mami, ce e? Ce acolo e? Ce mă profesoară? Da, ok, nu mai bagă asta. Păi, ați văzut faptul că, acum mi-am dat seama, ați văzut faptul că Darăsele nu prea comentat, gen, când eram acolo la bowling, ați văzut că îi tot spuneam de fată când a ieșit el cu fata aia acum câteva zile la întâlnire, ca și cum că eu îl spionam, adică mama lui strictă, practic, dar ați văzut că Darăsele nu clintea așa nimic, adică vedeți că Darăsele lui Darăsele chiar este frică de mama lui. Ați observat acest detaliu? Nu știu, scrieți-mi acum în comentarii dacă l-ați observat. Acum ce să fac, frate? Că eu nu mai înțeleg. Adică Darăsele s-a dus acolo, nici nu pot să-mi schimb vocea ca să mă auziți pe mine normal. Acum unde să mă duc? Nici nu știu unde s-a dus ăsta. S-a zis că trebuie să-l sun pe... Mamă, dar asta e telefonul meu, mă, frate. Cum pot să-l sun? Aole, cred că trebuie să ajung acasă și să vedem ce să mai facem acolo, că deja cu copilul ăsta, nu, frate. Bă, sincer, chiar e frate, dar nu știu când maică s-a mai ajunge acasă, că încă n-a ajuns de câteva zile și nu știu dacă va mai ajunge acasă. Nu înțeleg unde s-a dus maică s-a. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți despre dispariția mamei lui, unde credeți că s-a dus, că vacanța asta e prea de foarte mult timp, sincer. Mă, ce, doamne, iartă-mă. A nebunit orașul ăsta, ați văzut câte lucruri era și păstrezi. A nebunit de tot orașul ăsta. Ok, deci am ajuns acasă și mașina se află acolo. Înseamnă că Darăsele chiar a ajuns acasă. Ok, mă, frate, nu-l mai bag în seamă deloc. Adică, pe bune, trebuie să-l ignor total acum. Vreau să mă duc și eu până la masă, să mănânc și eu ceva. Ia să vedem ce pot eu să-mi fac aici. Eu mă să-mi fac și eu niște carne ceva, să-mi pun aici frumos pe grătare. De fapt, ăsta, mă, da, nu mai pot și eu să mai pun. Ok, deci cred că trebuie să punem aici, ok, punem aici. Mamă, mănânc iepure, de cât timp n-am mai mâncat un iepure, frate, mamă, cât de bun ar fi. Darăsele, dacă ești aici, Darăsele, că am văzut că e mașina, fac iepure, știu că îți plăcea ție, Darăsele, nu, dacă mai ții minte când erai tâmic, Darăsele, îți plăcea ție, așa, ok, mă pun aici la masă, mai aștept așa. Mamă, iepure, unde e iepure, iepurele? Ok, doamne, cât de prost este asta, ce se întâmplă aici, bă, unde ai spărut iepurele? Alo, Darăsele, unde ești? Darăsele, vină repede, Darăsele, vină repede, că avem fantomi în casă, avem hoți, Darăsele, avem hoți, Darăsele, unde ești? Darăsele, mami, unde mami, șarpele? Mă, Darăsele, unde e șarpele ăsta, bă? Darăsele, cred că avem hoți în casă, Darăsele, am pus un iepure, la cuptor și nu mai e, Darăsele, cred că avem, și șarpele, Darăsele, cred că a intrat cineva în casă, Darăsele, ai lăsat ușa deschisă când am plecat de aici? Nu știu, ia să văd, nu, uite, închisă. Dar, unde apără șarpele și cine a luat iepurele? Am vrut să fac iepure, Darăsele, că știu că îți plăcea ție când erai mic, Darăsele. Cine? Darăsele, ești ok? S-a întâmplat ceva cu tine mai devreme când tip ai ajuns acasă? Nu, de ce? Păi da, auzi, Darăsele,
De fapt, stai puțin, dar tu și ești îmbrăcat așa? Nu știu, papa, am Darcel. Ok, bă, e prea ciudat. Darcel, vină repede aici, Darcel, nu pleci așa. Darcel, te-am întrebat ceva. De ce te-ai îmbrăcat așa? Mamă, spune-mi, în momentul ăsta, de ce te-ai îmbrăcat așa? Unde ai fost tu, Darcel? Ai avut vreo întâlnire? Darcel, treci înapoi, Darcel, o încurcăm rău de tot. Darcel, Darcel, ieși. Darcel, scap, stai, hai mai repede. Darcel, ești prost, mamă, atât am să spun, ești prost. Hai că șarpele ăsta, Darcel, e de jucărie, omule, eu l-am pus, e de jucărie, vină repede aici, Darcel, avem ceva de discutat, Spune-mi, în momentul ăsta, unde ai fost tu așa îmbrăcat? Că parcă erai de azi dimineață în halul ăsta îmbrăcat. Unde ai fost, Darcel? Ieri, când eram pe aici, Darcel, era la arte, tu parcă n-ai mai fost tu acasă. Unde ai fost tu, Darcel? Vrei să și Rafael la un moment dat aici. Unde ai fost? Păi fii, antei, eu am fost cu Rafael să nici că mă, nu, la bani și am cat împreună. Ai fost cu Rafael și da, Rafael era aici și întreba de tine unde ești? A, pe fii, antei, mami, Rafael a crezut că ne-a dus la ce la restaurant, mi-a fost la diner. Și, exact ce ai zis, că e de Rafael și Rafael era aici, cu ce ai fost, Darcel, spune momentul ăsta adevărul, Darcel, unde ai fost plecat, spune-mi. Cu fata, o chema la faica, nu, mami, nu, așa m-am îmbrăcat, că fie antenă, mami, eu sunt mare cocalor și mă cheamă Darcel, că papa. Ok, Darcel, vine înapoi, Darcel, nu că eu te-am uțit așa, Darcel, vine repede, Darcel, trebuie să mergi la școală, copilă, Darcel, mă le sus. Ok, bă, e prost copilul ăsta, adică nu mai am nimic de zis, sincer, e prea prost, chiar nu mai am nimic de zis, frate, chiar nu mai am... Ce mai vrei, Darcel, ce mai vrei, că deja nu mai pot, Darcel, mi-a explodat tot capul, nu te mai suport, omule, zi odată. Iată, mami, dacă zi ți-a explodat capul, o să-i spunează, o să-i spunează și capul! Mă, ce fac, Darcel, nu mai faci în viață, Darcel, strigi lucrurile astea pe aici, Darcel, gata, termină. De ce ai făcut așa ceva, Darcel, spune și mie, de unde ai avut tu așa ceva în primul rând, Darcel, vrei să încurci rău de tot cu mine și mai apoi și cu taică-to? Nu știu, mami. Darcel, ok, Darcel, ia stai puțin, de ce să tot aude, Darcel, ce tu să... Darcel, nu, gata, vină puțin aici, Darcel, ieși afară din casă, acum, nu mai ai voie, du-te de unde ai plecat tu, Darcel, nu mai ai voie în casă, pleacă. Mami, fiată, mami, vină. Doamne, cât de NPC copilul ăsta, adică pe bune, uitați-l puțin, Darcel, am zis să pleci afară din casă, Darcel, unde ce faci, Darcel, Darcel, dai frică! Darcel, uite-te la mine, atâta spun. Fugi, tatăl tău e pe drum, vine acasă, fugi, am zis, fugi, Darcel, tu stai să fac copilul ăsta, e prea prost. Acum trebuie să stau eu să fac astea. Mi-a trebuit mie să-l ignor, să mă costumez maică ăsta și să-l ignor. Uitați-vă ce a făcut aici, acum trebuie să repare toată casa înapoi, wow. Deja, nu știu, mare rost să mai stau costumat așa și să-i fac farse, nu știu. Scrieți-mi voi acolo în comentarii că habar n-am ce să mai fac, frate. Deja nu mai suport absolut deloc. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.